Am nevoie de niște ramă de 1 pe 2 jumătate. Da. 2 kg 200. Cred că unde spărea și de supăra pe albine. Vezi că unde mai înainte au avut 2 kg jumătate una. Mhm. Frumos e construit. Ce fain. Nu știi ce grea e. Întoarce-o să vedem. Wow. Să mai crești un pic. Așteaptă, lasă să... Amă, dă-i. Schimbă bucările. Ai, mă, cum să un jăjer în chele de mere. Wow, ventilator. Trântori. Okay. I-ați scos de acolo, din fagurele alea. Da. Și din care ai luat oricum. Vai, bieții de ei. Da, mă, că o să trăiască, uite. Să trăiască, mă? Uite, nu, eu am un aici. Ce ai? Ăsta, ăștia a mei, cred că... 1, 2, 3, 4, 5. Acolo, nevastă se des apicultorii. Hai să vezi. 5, trântă. Hai, dragă, să vezi ce miere avem. Prima noastră recoltă de miere. Ia, albine îți dă târcoale. Uite-te tu ce rame frumoase au construit stupul ăsta. O, Doamne! Uite ce plin este. Nu mai povesti. Uite ce plină e. Nu pot să mă arăt. Și uite ce frumos e căpăcită. Uite, tu par adevărat, mă. Uite. Primul nostru an și prima asta recoltă de mere. Asta știi cum e, ca să, așa, să te pornească la început de drum. Păi domnul Gavrilă, care m-a încurajat și el mi-a tot scris în comentarii că niște astuți ar mai trebui. De la început. Nu știu început. Cine, că n-am reținut numele, că am până la urmă. De la început am pistonat că zona care o ai... Îl auzi pe om că, nu, niște stupini că-ți mai lipsă. Să, păi, până la urmă, uite-te că eu avem în gând și am de reușit mult să-i luăm. De mult au avut în gând, e foarte mult. Numai n-ai avut voință. Ba, am avut, dar n-am avut, ia, voință. Nici anul ăsta n-am avut, dar m-am... Te-ai căsnit mai tare. M-am căsnit și am luat. Și uite-te că... Dar uite un pic de miere. Te bucuri, amă, de iar, bă, de... Și trântori! Te bucuri de lucrare, nu te bucuri? Mă bucur, o, Doamne. Știi tu și asta cât e de grea. Aaaa! Fii cât are. Păi... Porniți, porniți, mai întâi. Stop. Na, pune-ți-o. Am nevoie de niște ramă de 1 pe 2 jumătate. Vă Doi kg 200. Încă celălalt e o fă mai greuță. Vă poți de 2 kg 400. Învârti, Victor. 2 kg 250 ca ochi. Să învârtesc. Ce să învârtesc? Ai filmat cât are o ramă? Cât ai fost de spărea și de supăra pe albine. Vezi că nu-ți de mai înainte au avut 2 kg jumătate una. Frumos e construit. Ce fain. Uleu, curge din ea. Curge pe jos. Ține, ține cât e deaptă, chiar scurge jos. Ține aici? Bun. Ratez chiar că am ajutat trântori. Că-s mai puternic. Nu, 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 fărție. Așteaptă Victor. Doare inima unde vă duceți. Păi de ce vă doare inima? Că doare și dumneavoastră. Cât e de faină, nu? Cât e de faină. Ce bucurie. Uite, ce bucurie, uite cât e de faină. Uite așa. Păi ăștia numai stupare de la Stanislău au rame de astea așa. Serios? Nu! Cum? Noi salutăm pe stupare de la Stanislău. Unde e asta Stanislău? La Oradea. Serios? Radia, acolo între Radia și Satul Mare, în Carei, pe acolo pe undeva, pe două. Asta zi ce dată? 2? 3. 3 iunie. Aaaa! Avem mulțumim. Ține mai dreaptă, pute, că scurge tare multă jos. Ia, Sofia, ajutorul meu. Țânțare. Poți să țin mâine? Lasă să-l înțeape! Zice, lasă-o să grijă. Pe nevasta, albinele. Hai, dar ce frumos a fost el. Cum mare ce ai. Unii. Uai, ce fain de formă. Cât am râs, bă, când mi-ai trimis am zis dimineața. Când m-ai văzut un flat. Nu-i bine, da, nu, nu. Nu-i bine, nu-i bine, ia mai ai parte. Dar să dea și nu ajuns că e un... Nu fura, Victor, nu fura. Ești cu trântor în mână, tu, cu nasul tău. Gata, da, no, bine, stai, trântor. Șterge de margine. Aveți cum ce-a sapă? Nu mă înțeapă. Nu, ți-am spus că nu te înțeapă, n-ai văzut să crezi. Nu, Sofia. Deja e dragă. Ți-ai găsit prea ce. Înține bine de el. Doi apicultori. Cu două mâini. Ce tu ce interesantă lucrare ai făcut acolo, fete. Aici este puiet, vezi-o? Aici ce?
Nu, e bine. Pune acolo. Vopeai mult? Care? În ăsta? Stai să văd. Ia larvele, vezi le? Uuu, ce tare. Da, bă, poți să scot una. Hai că scoți după aia. Stai să văd larva. Stai să văd, vreau să văd larvele. Lasă că le găsim miere. Nu le pune acolo. Nu cad, în miere. Le pune acolo. Când se centrifugează. Ies acolo, dar treci pe strecurător și nu mai rămân. Nu mai ai avut unde oa? S-a prins pe mine. Mai trebuie una. Mai una. Uite, mă, de aici. Rame mai late, că te-am rame mai late. Și îmi trebuie să lung capul zeate, cred că nu mă uit în cap. Și de-aia și le cu cer acolo de iso. Ia arunc trântorii. Aia pot să-i arunci, nu mai ai ce face cu ei. Mami, du-i, aruncă-i la pui, aruncă-i Victor. La pui. Mami, hai să vezi pe asta. Imediat. Rama. Uite, eu mi-am făcut trântor de companie. Hai, doamna. Nu, 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 pune la loc. Așteaptă, lasă să se învârte. Bine, se învârte și apoi eu. Da, mai dă-i, mamă. Mai dă-i eu. Da, încet, așa, pe împing. La pornire, dai încet. Dă-i. Mamă, dă-i. Schimbă bucările. Ai, mă, cum se unge jere chele de mere. Wow, ventilator. Dar ce miros vine. Ce sare, freza, măi. Gata, Victor. Dar nu-mi pune frână, îi dai drumul, Victor. Bun, acum hai să luăm trântor, Sofie. Așteaptă că trebuie întoarsă. Bine, uite, trântorul meu, mam. Tati, uite. O depare, să văd, poți să iau un pic. Nu! S-o rupt un pic. Când vrei tare, s-o pe mult. Dau eu. Victor așteaptă. După. Miscula cum trebuie. Da, trebuie. E ajuns o tură, cred că, stai? Mai dau eu, mai dau eu. Nu mai punem mâna pe el, lasă să se termine de oprit. Nu, dar nu vă te certați, că pe nu iasă filmare. Da, numai la Victor trebuie să-i spun de ce. Trântorii mei, să văd unde sunt. Trântorii tăi. Așteaptă. Așteaptă. Dar nu pot să-l scot eu. Așteaptă, că nu poți pe acolo. Așteaptă trântorii tăi. Dă-i încoace, dă-i unde ai loc, încoace. Drept, 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 drept. Hai să vedem ce gust are mierea din grădina noastră. Andreea, nu știu pe unde a umblat astăzi, de mi-a dus niște căpșuni. Și așa pe opulență, împrăștiem aici miere. Să putem mânca. Dacă ați ajuns până la momentul ăsta în video, acum vă dăm raportul. Din păcate, stupii ăștia ne-au cam păpat timpul, dar vedem că ne-au dat și rezultate. Și o să vă spun despre ce e vorba. Băi, tu, ce răgnesc copiii ăștia. Copiii noștri răgnesc pentru că toți oamenii s-au băgat în casă, s-au tras pe la hodină. Și ei, uite-te tu, aleargă pe acolo unul după altul, foarte bine, lasă să mai ardă din calorii. Au mâncat atâta miere. Au mâncat miere și acum trebuie să... Într-un, au băgat miere în gură cu căpăceală. Da. Deci ne bucurăm foarte mult de... Dulceață de căpșuni! Nu-i dulceață, hai să vezi ce frumos mi-am pus miere pe căpșuni. Ia, stai să văd ce gust are. Păi mi-i spune și tu, că gustul o prima dată să nu fie rău și otrăvit. Hai, Victor, trezi la cel lângă mine. Trage scaunul ăsta special aici, ia. Multă lume de la oraș nu a văzut așa scaun. Nu pune piciorul pe scaun, mă, că-l murdărești. Ce-s frumos acolo? Ne-au gătat suflatul, că ne putem auzi în filmare. Bă, nu știu cât am făcut. Dai și mie una. Să-ți dau? Nu știu, stai că cred că nu știu, nu-i așa bun. Băi! Hei, nu-l uie. Sofia o cerut prima și ei dau prima. Poftim. Spune-mi ce gust are. Oribil. Mai bun ca niciodată. Mm, are gust de maiadă. Da. Stai că și Victor a cerut. Oh. Bun.
Deci vreau să vă spun că suntem foarte mulțumiți de recolta de miere pe care o strâns albinele noastre. În momentul de față avem doi stupi și un roi făcut dintr-un unul din stupii noștri. Evident că stupul din care am făcut roi e mai slăbuț un pic și n-am cules foarte multă, decât cam jumate din magazie a fost plină. Puneți în pahar, Victoria. Poftim, Victor? No, stați un pic, asta e farfuria mea, dar nu vă aduceți furculițe voi pe farfuria mea. Căpșunile fără din astea. Du-te, dragă, ascultă. Du-te, căpșuniți pe blat, ai un glumit cu tine, poți să te servești, dar ți duce și ți face tu, ia, borcanul, cât am pus în el, o treime deja. Du-te și pune-ți tu în farfurioara ta ca să-ți, uite, știi de ce? Să-ți o poți ține așa sub bărbie, să nu închizi mierea pe sătăt. Și pune și la Victor niște căpșuni într-un boluț. Și că eu mi-am mai pune, nu-i problemă. Auzi, Sofie, am băgat în congelator deja. Poți să iei de acolo căpșuni. O să fie reci și numai buni, așa. Ține așa pe sub bărbie. Ca o înghețată. Ține așa pe sub bărbie să nu se închide. Lasă-mi mie asta, mă, dacă l-am apucat. Hai, mă, Victor, mă! Ia, la cum? S-a dat atâta farfuria și tu te cerți cu mie. E scuzați că nu ne putem abține. Dacă vă facem poftă, ne pare rău, dar revenim. Am cumpărat doi stupi, unul dintre ei o trebuit să pregătea de roit și atunci am scos un roi separat. Roiul nu-i dezvoltat foarte fabulos, stupul care a rămas o slăbit un pic pentru că încă nu i-am găsit matca. Astea-s povești de apicultor, dar vreau să vă zic că și din ăla am luat cam jumate din magazia de sus și din stupul care nu roise și care a fost foarte puternic, am luat toată magazia, a fost mai plină de tot, plină, căpăcită, ați văzut cum erau ramele. Și am scos două bidoane de 5 litri și jumătate. Acolo s-ar putea să mai fie cam un litru jumate, undeva spre 14, poate că 15 litri de miere. Ceea ce e foarte, foarte bun, e un lucru de care noi nu ne așteptam și nu ne-am pregătit pentru asta, dar îi mulțumim la Dumnezeu pentru zona în care suntem, pentru binecuvântările, pentru vreme bună, pentru toate cele. Stai, Sofia, așez jos. Păi te rog tu miere. Dar mai pune și mie un pic, că n-are niciun gust. Da, n-are niciun gust. Mai pune un pic. Trebuie să încingi acolo jos, Victor, că mierea e groasă. Ho, ho, Daniel. Ce? Nu te exagerezi. N-a putea dormi, fata? Păi, imaginează-ți de la atâta miere cât o mâncat deja, câtă energie le-o dat când m-au zburdat aici o oră întreagă, nu m-au zburdat. Nu-i bai, cam mâncă și se duc la somn. Și acum merg la somn, cum o să adormă? Ori visa, ori tot alerga în somn. Cât de bun. Eu mi-am pus mie așa cum îmi place. Dacă vor și ei, lasă copiii să mănânce. No. Rici. Deci, poate că om și cântări eu. Am cântărit un bidon și are peste 7 kg. Un bidon e 5 litri. Așa că poate că ne apropiem de 20 kg de miere. De la 100 jumate, ceea ce e foarte, foarte bun! Bun! Și vă mulțumim tare mult că v-ați uitat la acest video până la final. Neapărat să ne scrieți reacțiile voastre în comentarii. Suntem apicultori începători și avem nevoie de încurajare. Spuneți-mi dacă aveți o idee ce să fac cu stupul în care nu am matcă. Adică cel din care am luat doar jumate de miere. Jumate din ramele de magazie. Încă nu s-o îmbuiecit. O să caut o soluție, o să mă sfătuiesc cu băieții ăștia din zonă. N-ai regină la ele? N-am găsit-o, s-ar putea să fie, dar am pus o ramă cu puiet din stupul celălalt și a început să-și tragă botcă. Asta înseamnă că albinele din stupul ăsta de care vorbesc au simțit că n-au matcă și își pregătesc, s-au pregătit. No. Și să vedem dacă reușim să rezolvăm problema în felul ăsta. Dar vă mulțumim pentru vizionarea acestui video. Ne ajutați cu un like, dacă vreți să ne ajutați cu o distribuire, suntem în Maramureș, avem capre, avem albine, avem găini, avem purcei, avem niște căței, niște pisici, ce mai avem? O biboliță, biata Măriu, ca sper că nu te-au auzit. Astăzi cât am fost la casă, Măriu că au scăpat și au fugit pace pe în curte, am venit repede acasă să nu mă trezesc că mănâncă pomii și bine am făcut că a venit și o vecină de ne ajuta până a apărut noi, doamna Delia, și noroc. Asta a fost treaba cu Măriuca, că a făcut un pic de aventură. Uh-huh. Mulțumim pentru vizionare, vă salutăm și ne vedem data viitoare. Data viitoare! What? Uite, tati!
În țara asta, țin minte, mai devreme, când am... Țin minte tu când ai cules-o? Nu, când am tăiat codița. Nu vezi ce fain, chiar la tine s-o nimerit. Nu, Victor, ești tare energic de la miere asta, dar trebuie să-ți spotolești energia, să savurezi căpșunii și să ascuți greierii. Mănâncă cu gura închisă. Doamne, cât poate fi. S-a luat din congelator până la urmă? Da. Da, sunt mai rece. Hai să văd cum să-și ceare. Uite, mișc urechile. Prea rece? Nu le place la dinții mei. Își a scălduț așa numai bun. Uite, mișc urechile. Mhm. Nu se vede de farfuria ta, Daniel. Să se vadă bietul copil. Cum se străduiește el să mișce toate așa și-n topac. Am-o. Oi, de mine, cine te-a învățat treaba asta? Tu! Tăticul tău, cine te-a învățat pe tine lucruri? No, foarte bine. E bine? Au fost tare scumpi stupii anul ăsta. S-au scumpit, tăte s-au scumpit, da. Ia că nu o fă degeaba. Ia că ne ajută Domnul. Mâncă nu mai și... cumpără miere, Victor.